Interviul dintre Larry King și Jack Fresco din 1974 este o discuție fascinantă între renumitul prezentator de televiziune Larry King și futuristul și inventatorul Jack Fresco. În acest interviu, Jack Fresco își prezintă viziunea asupra viitorului și discută ideile sale despre tehnologie, societate și proiectarea urbană. Jack Fresco, cunoscut pentru proiectul Venus, explică conceptul său de economie bazată pe resurse care propune un sistem social și economic alternativ, bazat pe utilizarea eficientă și echitabilă a resurselor naturale ale pământului. El subliniază importanța aplicării tehnologiei pentru a crea un mediu de viață sustenabil și eficient, eliminând necesitatea banilor și a economiei tradiționale. În timpul interviului Fresco critică structurile socioeconomice existente pe care le consideră învechite și ineficiente și sugerează că progresul tehnologic ar putea rezolva multe dintre problemele sociale și economice actuale. El vorbește despre proiectele sale inovatoare de design, inclusiv orașele futuriste, care ar putea funcționa autonom și sustenabil, folosind energie regenerabilă și infrastructuri avansate. Larry King Cunoscut pentru stilul său direct și abilitățile sale de interviu, îi pune lui Fresco întrebări provocatoare, explorând fezabilitatea ideilor sale și cerând clarificări asupra modului în care acestea ar putea fi implementate în practică. Interviul este un schimb dinamic de idei, oferind o privire detaliată asupra gândirii vizionare a lui Jack Fresco și a soluțiilor sale propuse pentru un viitor mai bun. Această discuție din Getsumitiparu rămâne relevantă și astăzi deoarece multe dintre problemele identificate de Fresco sunt încă subiecte de dezbatere în contextul actual al schimbărilor climatice, inegalităților economice și inovațiilor tehnologice.